Salutare lume și bine v-am regăsit la un nou clip de pe canal. Am primit un colet de la poștă și m-am uitat să văd dacă e vorba despre ce știam eu. Și aici avem un cadou primit de la cei ăsta, de la cei de la Streamcraft, dacă știți, e acea aplicație de streaming pe care fac eu live-uri. Mi-au trimis acum o lună, mi se pare, mi-au trimis mail. Dacă vreau să-mi trimit un tricou meu, zi. Acum nu știu dacă e doar un tricou sau nu, doar m-am uitat să văd dacă e de la ei, gen, am descoperit puțin, bam, și atât. Și am văzut că scrie ceva StreamCraft și nu, hai să facem clip, facem un mic unboxing și să vedem, să vă arăt și vouă în același timp și să fiu și eu surprins. Mi-au trimis băieții, v-am spus că mi-au trimis mail, am instalat, am dat adresa, am dat tot și astăzi am primit de la ei acest colet. Deci am primit eu, uitați, în genul ăsta vine, ați văzut acolo scrie StreamCraft. Oh, cât de fain! Ah, un fel de săculeț. Chiar e super fain. Nu știu. Chiar îmi place. Și aici cred că e tricoul despre care mi-a spus ei. Îmi place, e un fel. Nu știu, e bun pentru plaje ăsta, cum stai în Constanța. V-am spus, e bun, merge de dus ceva prosopel, na, pentru la plajă. Hai să vedem tricou. Opa, se pare că nu e doar un tricou. LOL, dă-te de aici. E de la de telefon, stai așa că am telefon aici. Ia. Stai așa. Cum se face asta? Cred că așa? Da. Da, uite. LOL, cu StreamCraft. Chiar e șmecher. LOL, ok. Știu că zic de prea multe ori LOL, dar e chiar super fain chestia asta, chiar nu mă așteptam la asta. Hai să punem ca lumea. Va veni fix. Așa. Pam, cred că așa se face, nu? N-am avut în viața mea așa ceva. Bam, și ții telefonul așa. Și mai merge? Nu, așa, bam. E chiar super fain, ce ziceți? În afară că telefonul meu e super spart, dar da. E Huawei P9 2017, da, în caz că vă interesează. E chiar super fain, nu știu. Ce părere aveți? Și îmi place să cules asta mult, sincer. Și un bilet de RATC, că na. Hai să vedem ce mai e aici. Ia să mă, cel mai bine. Facem noi în felul următor. Bam. Opa. Mai e ceva? Toată așa să văd dacă mai e ceva. Nu, nimic. Nu știu. Asta vreau să pun undeva, nu știu unde, sincer. Hai să vedem tricou. Dăm noi asta jos. Cam așa vine tricou. Ce mărime este, cred că... Mai bine ziceam un XS. Eu și mai slab. De fel. Și cred că e destul de mare S ăsta, zic eu. Ha? Hai să vedem. Are această hârtiuță. S-a cam lipit de asta, da? Cred că se duce. Dar că avem și pe spate. Chiar e șmecher. Nu știu, stai așa, cum să-l fac eu să-l vedeți tot. Stai așa. Ah, nu, vine, mă. O să-mi vină perfect, mă. Nu e. Uitați aici. Cum vine. Ceva în genul ăsta. Da, stai așa să... Dau să bată lumina asta, nu știu. Ia. Dacă dau așa. A, uite. Mult mai bine. Se vede mai ok. Streamer or die. Streamer or die, pardon. Și zice aici, jos în dreapta, no animals were harmed in the making of this t-shirt. Deci un animal n-a fost rănit în timp ce a fost făcut acest t-shirt. Și avem aici un cățel și o pisică. E chiar super fain. Și pe spate avem așa. Streamcraft. Și aici așa. Stream your craft. E super tare, nu știu. Chiar a rămas plăcut surprins că am primit acest colet de la ei și acel mail în care m-au întrebat. Mi se pare că au fost trimis doar pentru cei care au founder. Gen, ai o chestie, nu știu câți founder, mi se pare până în 1000 sau până în 250 de founder. Adică ai acel S cum e pe spate așa, numai că e full albastru tot. Na, pe asta nu. În genul ăsta așa e. Un S sau un... Da, așa. Ce am genul ăsta, înțelegeți voi. Nu știu, ce părere aveți? Vă place tricoul? Da, asta, chestia asta îmi place mult. Nu știu. E chiar super fain.
Ok. Nu știu, mai e ceva? Da, asta așa pe urmă. Asta e goală. Iar asta e suculețul. E, nu știu, e chiar fain. Chiar îmi place. Da, așa să pun... Pun și ăsta așa, bam, să se vadă. Și să facem și o poză pentru thumbnail, să avem. Bun, dăm ăsta mai așa, bam. Și cam asta e tot ce am primit eu de la ei. Sper că v-a plăcut. Nu știu ce să vă zic, nu uitați să apăsați acolo butonul de like, nu uitați să-mi dați un follow pe Streamcraft, acolo ne facem noi live-uri. Luna asta am fost cam leneș, am niște mulți aferi la mine și nu prea am avut timp de live-uri. Oricum, în seara asta o să facem, în seara asta, cred că în jur 2 la 3 așa o să facem un live cu GTA 5 Real Life. Vă aștept acolo și nu știu. Nu uitați, aveți link-urile în descriere, nu uitați să dați un follow dacă vreți să mă urmăriți acolo și ne vedem data viitoare. Pa, pa!